Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțel. Salut! Am dreptate când spun că ai nevoie de o pauză de bine? Eu am luat startul în forță în iunie, o lună în care credeam că o să visez cu ochii deschiși. E de fapt plină cu workshop-uri și coaching. Ceea ce e adevărat că mă hrănește și mă bucură foarte tare, pentru că, da, am clienți senzaționali care sunt puși pe autocunoaștere, sunt puși pe transformare, de asta spun că e motiv de bucurie și de recunoștință. În cel mai recent workshop am explorat cu o echipă de HR arta și știința gestionării energiei noastre, cum o folosim mai bine, cum o regenerăm. Și tot despre energie este și review-ul Elizei, care spune așa despre pauza de bine pe Apple Podcasts. Foarte interesant și plin de armonie. Așteptăm mai multe episoade. Ascultăm fiecare seară după zilele lungi la birou, mă relaxează și mă încarcă cu o energie pozitivă. Felicitări! Mă bucur să știu că ajunge la tine vibe bun, Eliza. Mulțumesc că ajuți podcastul să devină mai vizibil prin review-ul tău. Și pentru că tot vorbim de energie și de multe lucruri de făcut, uneori punem atât de multă presiune pe noi, încercând să menținem echilibrul dintre viața personală și cea profesională, și azi aș vrea să demontăm mitul și să construim altceva în loc ceva care pune semnificativ mai puțină presiune pe noi și care ne aduce beneficii pe care nu avem cum să le ignorăm. Ce mit și de ce să-l demontăm? Păi, ideea e că a menține un echilibru presupune mai întâi să-l găsești. Dacă, de exemplu, te uiți în DEX la definiția cuvântului echilibru, vei găsi așa. Situație a unui corp a unui sistem, etc., supus acțiunii unor forțe egale și opuse care se anulează reciproc fără a-i modifica starea de repaus sau de mișcare. Sunt șanse mari ca și tu să privești echilibrul ca pe o balanță pe ale cărei talere stau greutăți egale și este în acel echilibru perfect. Deci, pe de o parte, E nevoie să găsești acest echilibru. Ori dacă vine vorba de viață profesională și viață personală, povestea asta cu 50-50 nu știu dacă stă în picioare pentru prea multă lume. Și apoi mai e expresia asta cu viață personală și viață profesională, care mie îmi sună ca și cum am avea două vieți distincte pe care trebuie să le împărțim 50-50, când realitatea e că viață avem doar una. Da, e adevărat, în cadrul ei avem mai multe roluri. Purtăm mai multe pălării. Ce vreau să-ți propun este să cauți metode prin care să împletești cât mai bine toate rolurile importante pe care le ai tu într-o anumită perioadă a vieții, și pentru asta, azi îți fac 5 invitații din suflet. Invitația numărul 1: Ce-ar fi dacă, în loc de împărțirea viață personală și viață profesională, a identifica rolurile importante pe care le ai într-o anumită perioadă de timp. Exact ce spuneam mai devreme. Jucăm multe roluri care variază ca importanță de la o perioadă a vieții la alta. Ce observ eu, însă, în interacțiunile cu clienții mei, este că ei pot înșira și. 14 roluri sau 16 roluri, da? De la mamă sau tată, soț sau soție, la șofer, pedagog, gospodină, sky's the limit, fără să se menționeze pe ei înșiși. Și atunci îi întreb, unde sunteți voi pe lista asta a voastră? Unde e acel rol de eu mai întâi se încrețesc frunțile și ochii se concentrează pe hârtie să vadă dacă și unde scrie eu pe listă. Și apoi ochii ăștia se fac tot mai mari și oamenii încep să-și pună întrebări. E foarte greu, până în punctul în care cred că devine imposibil, să avem grijă de ceilalți, să le oferim partea bună a noastră dacă noi nu ne îngrijim de noi înșine. Dintr-un recipient gol, nu poți turna. Invitația 2. Ce-ar fi dacă ai înlocui echilibru cu, să zicem, flexibilitate? Suntem foarte obișnuiți, când vine vorba de timp, să ne concentrăm numai pe cei în fața noastră, să planificăm pe termen scurt, la nivel de zi. Problema e că orele dintr-o zi. Sunt puține. Numai lucrurile de făcut par să nu se mai termine niciodată. Sunt pe principiul fără număr. Și atunci avem tendința să îngrămădim în programul zilei mai mult decât în cape, realist vorbind, iar la finalul ei, când rămân lucruri nebifate, ne mai administrăm eventual și o porție de autocritică, pentru că nu am fost în stare să facem mai mult, să facem tot, să facem perfect, să facem de nota 10. O planificare săptămânală ne ajută să ne schimbăm percepția asupra timpului, pentru că brusc nu mai avem în față doar acele câteva ore dintr-o zi, ci avem o plajă de șapte ori mai mare. Și așa reușim să ne facem timp pentru toate acele roluri importante de la invitația de mai devreme, inclusiv pentru noi, pentru noi ca prieteni, pentru noi ca surori, frați, nepoți, nepoate, fi, fiice, da, ce roluri importante avem, roluri care sunt deseori primele pe care le tăiem de pe listă pe motiv de lipsă de timp, pentru că muncim prea mult, pentru că nu trasăm niște limite clare între timpul de muncă, timpul pe care îl dedicăm jobului sau meseriei și restul timpului. Invitația 3. Ce ar fi dacă ai începe să fii o prioritate în viața ta? Sacred Mornings Așa numesc eu diminețile mele de mai bine de un an jumate. De fapt, în toamnă, prin septembrie, se fac 2 ani. Acum, aproape 2 ani, deci, am hotărât că cea mai sigură metodă ca eu să am timpul meu e ca acest lucru să se întâmple dimineața, când copiii încă dorm. Ce fac concret? Mă trezesc cu o oră înainte să se trezească ei iar ora asta o împart între sport, meditație, citit și scris. Nu merg pe o rețetă bătută în cuie, nu îmi iau 20 de minute pentru una, 15 pentru alta neapărat, nu sunt cu ochii pe ceas. Mai degrabă le combin în funcție de ce simt că am nevoie. Într-un fel, rutina de dimineață e ca o armură, cel puțin pentru mine, pentru că după ce mi ofer timpul ăsta, sunt mai protejată pe parcursul zilei, indiferent de ce săgeți, da, cu ghilimelele de rigoare, ar veni spre mine. Alte lucruri pe care le poți include în rutina ta de dimineață ar putea să fie vizualizarea sau afirmațiile sau poate un exercițiu de recunoștință. Poți să alegi ce să combini poate nici nu combin la început, poate ți iei 5 minute în care să faci doar un exercițiu de recunoștință sau doar niște exerciții de respirație. Go with the flow, testează și vezi ce ți se potrivește. Iar dacă vrei să citești mai multe pe tema asta, poți să răsfoiești fie cartea lui Hal Elrod cu Miracle Mornings, fie 5am Club a lui Robin Sharma, ca să îți mai iei inspirație. Invitația 4. Ce-ar fi dacă ai investi în relația ta cu tine? De ce n-ai face-o? E cea mai importantă relație din viața ta. Practic, petreci toată viața cu tine. Vrei, nu vrei. Și în momentul în care înveți să-i spui stop pilotului automat pe care funcționezi zi de zi, ce se întâmplă este că creezi de fapt spațiu pentru tine. Și în spațiul ăsta își pot găsi răspuns întrebări la care altfel nici nu te ai fi gândit poate. Ce vrei și ce nu vrei, la fel de important. Ce ți place și ce nu ți place. Ce e cu adevărat important pentru tine? Care sunt valorile pe care le prețuiești? Cum arată succesul pentru tine? Care sunt abilitățile pe care îți face plăcere să le folosești, care te ajută să intri în flow și cum faci să le folosești mai des? Care sunt lucrurile care te storc de energie? Și cum le poți delega, cum le poți transforma, în ce fel te sabotezi, ce convingeri limitative te țin pe loc, cum arată pentru tine viața pe care o iubești, o viață în care să te simți bine. Nu sunt întrebări foarte la îndemână. Nu, dacă nu ne luăm în mod voit, în mod intenționat, timp să ne gândim la ele, noi putem să supraviețuim de la o zi la alta și fără. Doar că viața nu e pentru ca să îi supraviețuim. Avem viața asta ca să o experimentăm, ca să o trăim din plin. Invitația numărul 5. Ce-ar fi dacă te-ai înprijeteni cu emoțiile tale și cu ale altora, for that matter. Vorbim mult despre emoții, dar de cele mai multe ori cred că nu o facem cum trebuie sau, mă rog, cum e nevoie. Noi vrem să le controlăm, să le eliminăm, le etichetăm ca fiind bune sau fiind rele, pozitive sau negative, când de fapt adevărul e că emoțiile doar sunt. A, da, e adevărat că unele te fac să te simți bine, altele te fac să te simți mai puțin bine. Din punct de vedere al rolului lor, însă, emoțiile sunt acolo să transmită ceva important. Și am vorbit mai multe despre viața secretă a emoțiilor noastre cu Teodora Pail în episodul 46, acum câteva săptămâni. Aș putea să mai includ niște invitații, dar dacă alegi să dai curs măcar uneia dintre cele cinci de azi, garantez că vei avea doar de câștigat. Eu am ajuns la concluzia că oricât de multă ordine ai face în exterior, în jurul tău, ea nu va compensa dezordinea din interior și nu te va duce mai aproape de o viață pe care să o iubești, sau, dacă va compensa, dezordinea din interior o va face doar pe termen scurt. Așa că, fă-ți curaj să te uiți la tine, făți ți curaj să te uiți la nevoile tale și întreabă-te care e cel mai mic lucru pe care ai putea să-l faci ca să-ți fie mai bine. Să-ți fie mai bine într-o anumită aria vieții, să-ți fie mai bine într-un anumit rol din cele importante pentru tine în perioada asta în care te afli. Și dacă simți să dai episodul de azi mai departe, eu, ca de obicei, îți mulțumesc încă de acum. Asta a fost episodul de azi. Până săptămâna viitoare, când ne luăm o altă pauză de bine împreună, îți doresc să-ți fie bine! Pauza de bine! Un podcast de Cristina Otzel.